Ești locuitor al orașului Căușeni și dorești să te implici în dezvoltarea localității natale? Vezi cum o poți face pe platforma online alerte.md atunci când. Identifici o problemă importantă în orașul tău. Ai o idee sau inițiativă de propus. Sau dorești să ajuți primăria să ia decizii bazate pe opiniile cetățenilor. Raportează online problemele din oraș către primărie. Alege categoria. Indică adresa sau locația exactă pe hartă. Adaugă o descriere și poză relevantă. Iar ulterior, poți urmări progresul raportului tău, publicat, în lucru sau finalizat. Lansează inițiative civice și obține suportul comunității. Completează formularul de lansare a inițiativei, indicând titlul, descrierea inițiativei, fotografii, costul estimativ, locația și informațiile de contact. Obține susținerea comunității prin voturi acumulate pe platformă, iar cele mai populare inițiative vor fi expediate către primărie. Participă la sondajele primăriei și contribuie la luarea deciziilor. Alege sondajul activ. Exprimă-ți opinia sau opțiunea prin votul acordat cu un singur click. Distribuie acest sondaj și pe rețelele de socializare pentru a implica și prietenii tăi. Împreună cu primăria pentru un oraș mai dezvoltat. Accesează alerte.md. Bună ziua, stimați oaspeți și locuitori ai orașului Căușeni. Astăzi suntem în data de 2 decembrie 2022 și vreau să vă salut pe toți în incinta primăriei orașului Căușeni. Vă invit să participați la evenimentul de lansare a proiectului Alerte MD în orașul Căușeni. Căușeni este al 5-lea oraș în regiunea de sus și al 6-lea oraș în Republica Moldova ce implementează acest proiect. Deci rezultă că regiunea sud este cea mai activă regiune ce ține de implementarea acestui proiect. Permiteți-mi să vă permit oaspeții evenimentului de astăzi, cei prezenți lângă noi, este primarul orașului Căușeni, domnul Anatolie Donțu și domnul Andrei Fornea, președintele Asociației Obștești MediaPoint. Evenimentul este transmis live pe Privesc.eu, pe pagina primăriei orașului Căușeni, pe pagina MediaPoint, Alerte MD și Alerte MD Căușeni. Lansarea evenimentului de astăzi și a platformei Alerte MD este posibilă datorită suportul Asociației National Endowment for Democracy. Platforma Alerte MD prezintă în sine un instrument prin intermediul căruia locuitorii vor putea raporta, informa administrația publică locală despre problemele apărute în oraș și într-o soluționare și remediere acestora, vor putea veni cu inițiative civice în adresa primăriei și Consiliului Local, care vor sta la baza îmbunătățirii nivelului de trai în oraș Căușeni, dar de asemenea va fi un bun instrument și pentru administrația publică locală în ceea ce privește procesul de consultare cu locuitorii urbe prin participarea la sondaje de format online. Țin să vă informez că săptămâna trecută a fost semnat memorandum de parteneriat între Primăria Orașului Căușeni și Asociația Obștească MediaPoint, ce prevede asigurarea adecvată a implementării cu succes a proiectului online Alerte MD în Căușeni, care constă de fapt în facilitarea unei administrări smart a orașului Căușeni și eficientizarea acesteia prin intermediul soluțiilor TIC a interacțiunii dintre locuitorii și primăriei orașului Căușeni, cât și cu alte instituții, organizații, întreprinderi din raza urbii. În continuare, vreau să dau cuvânt primarului orașului Căușeni, domnul Anatolie Donțu. Da, mulțumesc. Eu ca primar și noi ca primăria orașului Căușeni, împreună cu colegii din MediaPoint, avem un eveniment foarte mare, ceea ce duce la lansarea unei platforme Alerte.md, o platformă locală care este importantă, în primul rând, pentru primăria orașului și, într-al doilea rând, pentru cetățeni, cei care, poate într-o măsură, care vor să implice în unele probleme care sunt în oraș și poate se sfiază ori le oricum să vie să deranjeze primăria,
Măcar că avem 101 de cetățeni care vin indiferent că au o problemă și nu este de competența primăriei, dar pot spun că platforma care noi vrem să o lansăm astăzi este o platformă importantă anume pentru mine ca administrator orașului, că eu pot să aflu din primele surse problemele existente în oraș și în moment când avem la prima etapă toate problemele, noi putem să identificăm și soluțiile fără a ieși din cabinet și a include mai multe structuri care sunt responsabile pentru a soluționa așa tip de probleme. Dar haideți că la lansare tot timpul e ușor, dar important ar fi să o ducem să o implementăm și să încurajăm cetățenii să participe mai activ, grupurile de cetățeni activi care avem noi existenți, să încurajăm ca ei să meargă înainte și să încurajeze existenții cetățeni care au probleme și nu numai din sectorul care ei se implementa de fiecare grup de inițiativă și să mergem înainte să arătăm rezultate și să, haideți să spunem așa, să încurajăm și alte primării să acceseze așa proiect care i-ar ușura și ar fi mult mai transparent orice problemă și orice soluție a unor probleme care este obligată primăria să le soluționeze și să le efectueze dacă sunt, nu știu, maxim, nu maxim, multe probleme sunt care chiar nu depinde tot de primar, dar cetățeanul are nevoie de răspuns și de soluționarea lor. Mulțumim, domn primar. Deci, acum vreau să-i dau cuvântul președintelui Asociației Obștești Media Point, domnul Andrei Fornec, prezentarea propriu-zis a platformei și instructarea pe noi în vederea utilizării acesteia și ne va descrie oportunitățile pentru locuitorii și primării orașului Căușeni în ceea ce privește utilizarea platformului. Deci, domn Andrei, vă ofer cuvântul. Domnul Petracov, mulțumesc mult, stimate domnule primar Donțu, stimați cetățeni din Căușeni care ne urmăriți online. Astăzi voi prezenta platforma alerte.media, o platformă care a fost creată dedicat pentru cei din Căușeni. Vom discuta despre cum, ce putem să facem începând cu această zi, ce ne oferă nouă această platformă, de ce ea este necesară. Desigur, vreau să mulțumesc primăriei pentru deschidere. Noi cunoaștem că există deja suficiente canale de comunicare ale primăriei, dar astăzi vom arăta inclusiv prin ce alerte.media Căușeni va veni să facă această comunicare dintre primărie și cetățeni să o facă mult mai ușoară. Prin urmare, suntem deja în al șaselea oraș, mulțumim că ne bucurăm de fapt că există primării deschise în Republica Moldova. Ne aflăm într-o perioadă în care fiecare cetățean este conectat la internet, fiecare cetățean utilizează atât comunicarea digitală, da? Și cred că este cazul să această comunicare digitală să fie utilizată și în relația cu primăria. Semne să menționez că începând cu astăzi, cetățenii din Căușeni vor putea să facă trei lucruri importante. Primul va fi să raporteze problemele online către primărie și să urmărească răspunsul. Vom arăta imediat cum acest lucru funcționează în practică. În al doilea rând vor putea să lanseze inițiative civice și în ultimul rând să participe la sondaje lansate de primăria Căușeni. În continuare o să fac o scurtă prezentare a modalităților și a modului de funcționare. Desigur, fiecare cetățean are, începând cu astăzi, un instrument de comunicare cu autoritățile și este un instrument prin care ne propunem un spațiu de colaborare, da? Deci un spațiu în care noi colaborăm pentru binele acestui oraș. Proiectul se bazează în principiu pe trei piloni. Este vorba de îmbunătățirea procesului de interacțiune dintre cetățean și autoritățile locale, sporirea implicării cetățenilor în soluționarea problemelor la nivel local, atât în discutarea lor, nu neapărat mereu doar în afișarea acestora, dar și în dezbaterea acestor probleme care sunt în localitate. Și, în ultimul rând, implicarea cetățenilor în procesul de luare a deciziilor. Acest lucru va fi posibil prin sondajele pe care primăria orașului Căușeni le va lansa pe platformă. Chiar la acest moment avem deja un sondaj activ, o să vă invităm să participați. Dacă să analizăm modul de funcționare, într-un limbaj mai simplificat și cât mai simplu pentru cetățeni, de regulă cetățeanul care va raporta problemă
o va transmite practic în format online către primărie, iar primăria va putea să vină cu un răspuns la această problemă direct pe platformă. Asta este primul și cel mai important instrument, practic, și cel mai popular instrument de pe platformă. A doilea instrument este modulul de propunere a inițiativelor civice. Cetățenii vor putea să utilizeze acest spațiu pentru a da idei bune pentru oraș și vor putea să vadă care sunt opiniile altor cetățeni, da, din Căușeni referitor la inițiativa care a fost lansată. Și în ultimul rând, cum am și vorbit despre sondaje, este modulul în care puteți să participați cu un singur click, fie de pe telefon mobil, fie de la calculator, de acasă, de la serviciu, puteți să participați în sondajele pe care le va lansa primăria și să ajutați astfel, să contribuiți la luarea deciziilor. Acum aș vrea propriu-zis să menționez că în baza memorandumului de colaborare care a fost semnat, practic primăria Căușeni va fi cea care va gestiona platforma, independent și individual, organizația MediaPoint va fi cea care va acorda suportul tehnic și logistic necesar în vederea ca să facem acest proces să fie unul cât mai simplu și cât mai corect. În continuare o să accesăm chiar în această clipă platforma alerte.media. Pentru acest lucru cetățenii trebuie să acceseze alerte.media. După care, desigur, se pot familiariza cu procesele și cu posibilitățile care există. Este important să alegem, în cazul nostru, orașul Căușeni. Pentru a accesa, practic, platforma dedicată pentru acest oraș. Deci menționez încă o dată că fiecare oraș care este conectat acum la alerte.media are o platformă dedicată, administrată independent de primărie și este desigur și cazul primăriei Căușeni. Prin urmare, avem practic la moment, platforma conține o hartă în care vor fi cumva mapate toate problemele din localitate. Pe partea dreaptă vom avea rapoartele cetățenilor care vor fi expediate de cetățeni și vor fi publicate pe platformă după moderare de către primăria Căușeni. În partea de jos avem și vom avea și în continuare câteva inițiative civice care vor fi lăsate de cetățeni. Și deja avem menționate sondajele care sunt active, ele vor apărea întotdeauna cu... vor fi menționate cu verde, sondajele care sunt active, înseamnă că știți că există un sondaj în care puteți să participați. O întrebare, da? Să nu da? Ulterior, vă rog, da. Dacă se poate, da? Prin urmare, practic, o să prezint acum fiecare din modulele care sunt disponibile pe platformă. Este vorba de modulul de rapoarte. Aici, practic, toate problemele care fură raportate vor apărea pe platformă online. Pentru a raporta o problemă avem nevoie să completăm un formular de aplicare. El nu este foarte complicat. Am încercat să facem acest proces să fie unul cât mai ușor pentru cetățean. Pentru a raporta o problemă, practic, avem nevoie să selectăm o categorie care se referă cel mai bine la problema pe care vrem să menționăm, să indicăm adresa, să indicăm locația problemei pe hartă, după care o descriere a problemei succintă și fotografii. Deci, practic, sunt câteva elemente care noi trebuie să le facem pentru a putea să expediem un raport pe platforma noastră. De asemenea, cei care doresc pot lăsa informațiile de contact, nume, prenume, telefon sau e-mail. Aceste informații sunt opționale, nu sunteți obligați să lăsați aceste informații. Totuși, dacă doriți cumva să informați primăria despre persoana care a raportat această problemă, puteți să... Deci să utilizați și această formă de contact. Toate problemele raportate vor avea pe platformă, uitați-vă așa, un model de pagină dedicată. Deci, practic, se creează o pagină dedicată pentru această problemă pe site și pe această pagină, practic, o să vedem ce a expediat cetățeanul. Da? În cazul dat este o problemă ca exemplu. Da, în cazul dat avem, de exemplu, o problemă care se referă la construcții neautorizate, da? Și noi putem să urmărim atât raportul cetățeanului în partea de sus, cât și, foarte important, să urmărim progresul acestui raport, să vedem în care stadiu de soluționare se află el, dar și răspunsul primăriei
referitor la acest raport. Deci, practic, aici vom putea să urmărim acest răspuns. De asemenea, cetățenii care au mai întâlnit această problemă și nu vor să o raporteze din nou, pot utiliza butonul de credibilitate, votând astăzi, deci apăsând acest buton, da, de like, l-aș numi, puteți să vă alăturați aceste probleme, cumva să informați primăria că este o problemă cu care v-ați mai întâlnit, da? În loc să dublați. Modulul de raportare, desigur, este un ușor, partea grea este pe primărie, care trebuie să analizeze aceste rapoarte, desigur, să vină cu răspuns pentru cetățenii care fac acest lucru. Și iarăși, partea de rapoarte este unul din cele trei elemente cheie ale platformei. Al doilea element cheie este partea de inițiative civice. Practic, cetățenii care au anumite idei pentru oraș pot să utilizeze acest modul, pot să completeze de asemenea un formular prin care să vină cu anumite idei pentru oraș, să le, inclusiv să le poziționeze pe hartă, da? Și să cumva să avem așa un spațiu în care discutăm ideile care vor fi pentru oraș Căușeni. Îmi pare în general un modul foarte bun și potrivit pentru oraș în țara noastră, un spațiu în care putem să discutăm atât cu primăria cât și cu cetățenii. Inițiativele care vor fi propuse, ele vor fi publicate pe site și de asemenea cetățenii vor avea ocazia să voteze aceste inițiative. Da? Deci cei care consideră că o idee pentru oraș este bună, ei pot să o voteze. Chiar acum, platforma fiind live, deja cred că avem careva voturi deja existente pe platformă. Este important să menționăm că persoana care lansează inițiativa, acest numele va fi disponibil, trebuie să cunoașteți cumva, nu putem să lansăm inițiativele ca persoane anonime. Și dacă sunt anumite costuri estimative pe care puteți să le estimați, cei care urmează să aveți aceste idei pentru oraș, vă rugăm să faceți acest lucru. Și nu în ultimul rând vreau să menționez prin modulul sondaje, care de asemenea, când vor fi sondaje active, ele vor apărea cu această notificare verde pe site. Pentru a participa într-un sondaj, practic, puteți să... nu este nevoie de niciun sistem de logare, de autentificare, puteți să apăsați butonul opțiunea de vot care o doriți, neapărat să lăsăm vârsta și sexul. Pentru a lăsa aceste trei informații, deja practica asta ne va permite să contorizăm votul fiecărui cetățean. Procesul este destul de simplu, iarăși putem să votăm o singură dată, este important de menționat, putem să votăm doar o singură dată de pe un dispozitiv. Respectiv, vă invităm chiar acum cei care ne privesc online să participe în sondajul care îl avem acum activ pentru orașul Căușeni. Nu în ultimul rând, cei care doresc să se aboneze la, de exemplu, vreți să aflați când primăria va lansa un sondaj nou, puteți să utilizați acest modul de notificări și veți avea ocazia să primiți notificări prin e-mail atunci când apare fie o inițiativă nouă, fie o problemă nouă raportată sau un sondaj nou. Urmează dumneavoastră să decideți la ce tip de notificări vreți să vă abonați și cât de des vreți să primiți aceste notificări pe e-mail. Da? Este cumva un modul interesant pentru cei care vor să fie la curent cu inițiativele lansate de primărie și de către cetățeni. Iarăși vreau doar să îndemn cetățenii să fie activi, să nu uităm că acesta este un spațiu de colaborare și un spațiu în care ne propunem să facem comunicarea mult mai transparentă. Mulțumesc! Mulțumim, domnul Andrei. Domn primar, dumneavoastră, cum credeți despre acest instrument? Cum el va servi pentru orașul Căușeni? Va fi practicabil? Analizându-l la moment și chiar până am vizualizat, am tras o concluzie care este foarte benefică pentru primar. În primul rând, că pe lângă faptul că noi, găsând o problemă, noi suntem obligați într-o măsură care să mergem pe o stradă, să strângem oamenii să iasă afară ca să-i chemăm, ori să-i invităm la negocieri, ori la careva, găsând probleme care existente, găsând soluții, pentru noi ar fi mai ușor și este mai ușor pe platforma dată, dar pe lângă faptul că sunt și probleme existente, avem și sondaje, care primarul cât de bun ar fi, el nu știe toate problemele și nu știe care probleme sunt mai necesare, doar din numai prin faptul că apar cereri care parvin în cadrul primăriei, având cereri, noi avem problemă și nu toți cetățenii sunt
deschiși să vii cu problema lor și să depună cereri ca noi să soluționăm așa probleme. Sondajele toți sunt importante, să află care oamenii singura se expună când sectorul dat este important de făcut un teren de joacă, ori de făcut un drum, ori de tras una pe aductor o canalizare, asta e așa ca un exemplu. Cât și pe lângă toate, eu m-am repetat în momentul când ne-am întâlnit cu colegii, am spus că aș vrea ca platforma dată să nu fie o bâtă pentru cetățean față de primar, ca să nu fie folosit politic și nu fie folosit agresiv, dar sunt niște pârghii care poate să le evităm această chestie și spun eu ca primar să cot că e foarte important așa platformă să aibă orice primărie. În momentul când sunt, noi scăpăm de mai multe probleme. Mulțumesc, domn primar. De asemenea, și eu vreau să vin cu un cuvânt de mulțumire către doamna Andrei Fornea și întregului colectiv al Asociației Obștiești și Media Point pentru parteneriatul stabilit între instituțiile noastre, precum și pentru produsul, instrumentul ce vine în îmbunătățirea feedback-ului dintre locuitorii și primăria orașului Căușeni. Îndemn locuitorii orașului Căușeni să se alăture cât mai activ procesul de dezvoltare al urbii, să participe în sondaje care vor fi lansate spre consultare de către primăria orașului Căușeni, să veniți cu inițiative civice pentru a dezvolta orașul nostru frumos. De asemenea, vin cu rugămintea să vă abonați și la notificările pentru a fi la curent cu toate sondajele, inițiativele ce țin nemijlocit de stabilirea pașilor de dezvoltare a orașului Căușeni. Sunt ferm convins că platforma Alerte MD Căușeni va apropia primăria orașului Căușeni cât mai aproape de inimile cetățenilor și locuitorilor urbii, prin micșorarea trasabilității de informații între locuitori și administrația primăriei, iar tempoul dinamic al dezvoltării va apropia orașul Căușeni de primirea statutului de oraș pol de creștere. Domnul Victor, am observat dumneavoastră ați avut o întrebare în cadrul prezentării. Mai este actuală? Mai doriți? Da, eu adică am înțeles. Ideea că noi putem să lansăm sondajul, da? Adică asta a fost întrebarea, dar până la urmă eu, da, înțeles, mai sunt și inițiative, adică se poate, din principiu, de noi ca primărie, noi putem să generăm, de exemplu, un sondaj, cu anumite probleme, mediul și tot așa, dar o să avem. Plăsăm. Doar ca primăria, doar primăria este cea care poate să lanseze sondajele. Da. Restul opțiunilor de genul lansarea, publicarea problemelor sau inițiativelor doar cetățenii. Da? Deci, în cazul, deci inițiativele cetățenii, dar sondajele... Sondajele doar primăria, da. Acesta este un instrument cumva făcut pentru primărie, ca noi să putem să cerem opinia mult mai rapid și mult mai... Da? Și nu doar de la cei care trăiesc în oraș, ci de la cei care sunt plecați să fie în... Am încercat și am chiar da, sperăm să fie câte mulți sondaje pe care să putem să le să publicăm. Întrebări mai sunt? Bine, mulțumesc domnul Victor. Acum dau cuvântul domnul Anatolie Donț. Da, eu tot, dacă din start am identificat problemele și soluțiile, tot și-ar vrea să mulțumesc echipii MediaPoint. Au venit ei cu propunerea, chiar îi mulțumesc mult că suntem disponibili pentru așa un proiect bine și pregătit, haideți spunem așa, dar din start aș vrea ca dumneavoastră să ne monitorizați, că nu suntem noi, un proiect nou și o platformă nouă, este foarte greu pentru echipa care la moment este și să avem și reprezentant care l-am identificat, aș vrea ca dumneavoastră să ne monitorizați și chiar să avem unele întrebări post, că vrem nu vrem ele apar de la sine. Și pe lângă faptul că lansăm o așa platformă și așa un proiect, sperăm că în viitorul apropiat nu reapare și noi suntem disponibili pe orice pentru să fie cât mai transparent conlucrarea între primării și între cetățeni, ca, cum a spus și colegul domnul Petracov, în moment când noi suntem transparenți, atunci și proiectul mai ușor să aduc din afara Republicii Moldova, că Uniunea Europeană primăriile beneficiază de proiecte de la Uniunea Europeană în moment când transparența și modul de activitate și pacerea unor proiecte care sunt importante sunt mai benefici pentru o primărie ca să primească careva investiții străine. Vă mulțumim, sperăm la conlucrare până la urmă și proiecte noi care noi suntem disponibili să le captăm și să le punem în derulare. Mulțumesc, domn primar, vreau doar să adaug că, într-adevăr, vreau să mulțumim echipii primăriei care au lucrat alături de noi.
tuturor celor implicați și colegilor care nu sunt alături de noi, care din societate civilă care s-a implicat în cadrul ca să facem această platformă să fie disponibilă. Dar sigur nu era să fie nimic posibil fără deschiderea dumneavoastră, motiv pentru care vă mulțumesc și mă doresc cetățenilor să fie activi și să conlucreze pentru binele orașului. Acum vreau să mulțumesc tuturor celor prezenți și cei care au fost cu noi până acum în direct. Aceasta a fost ultima știre din ora de azi, din cadrul primăriei orașului Căușeni. La revedere! Haideți, spunem prima! Prima platformă!